Dragi moșului, am zis eu că ne mai întâlnim cu Gigi Luca în această ediție a emisiunii Petreceți cu noi, de altfel o ediție specială. Uite, moșu, moș Artur și moș Crăciun totodată a venit alături de tine. Nu de alta, dar trebuie să ne cânti și tu, duet, păi ce facem aici? Măi moșule, ce facem, facem, nu facem, facem, dar ce facem, facem bine, pentru că văd că tu te bucuri de mare succes cu emisiunea asta ta aici la Alfa Media, așa că îți doresc și în continuare succes și mă bucur ce ai pe lângă tine, mă refer la artiștii pe care tu îi aduci și reușești să-i aduci în acest colțișor de Mioriță, Medgidia și ce mai aprinde pe aici pe lângă tine. Mioriță Dobrogeană, zici și tu. Mioriță Dobrogeană, corect, corect, așa, dar chestia este că mie îmi place și am venit să mai cânt și la tine aici două cântece frumoase, două cântece sensibile. În primul rând, de data asta, cânt un cântec pentru mame, pentru mame. Cine are mamă să-i trăiască, cine nu să se regăsească în cântarea mea, pentru că mama mea nu mai este. Și am făcut o cântare frumoasă pentru mama mea, dar cine are mamă să-i trăiască și să le trăiască. Am înțeles. Și a doua piesă? Și a doua piesă, mi se pare, este Omule, îți trece viața într-un fel așa, și să fim atenți la cum trece viața, pentru că viața e cel mai scump cel pentru noi, adică în sensul ăsta, viața este frumoasă, este plăcută, dar să știm să o speculăm, dar să o speculăm în bunul gust al ei. Gigi Luca, o urare pentru cei de acasă în Sfânta zi de Crăciun. Stimați privitori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc, eu am vorbele cu mine întotdeauna, aflându-mă aici la Alfa Media, vă doresc multă, multă sănătate, bucurie în suflet, distracție plăcută și la maxim, cum îmi place mie să spun, și să fiți alături de Alfa Media când doriți dumneavoastră. Și mai am o vorbă, culcați-vă cu Alfa Media, treziți-vă cu Alfa Media. Așa că, la mulți ani și multă, multă sănătate și bucurii cât cuprinde. Am înțeles ce ai vrut să spui, așa că hai să-i dăm drumul la cântat. Cu mare plăcere. Gigi Luca. Greul vieții mă ajunge și inima mi-e plânge, măi, mă. Doamne, mi-e dor de maica, nu mai ia mă-n băca, mă. Când greul vieții mă ajunge și inima mi-e plânge, măi, mă. Doamne, mi-e dor de maica, nu mai ia mă. Puneam capul în poala ei și dam drumul lacrimei. Dorul din inima mea, mă, numai mama la lina. Nu mai este, a rămas doar o poveste, măi, mă. Poate din cer mă privește și de rău ea mă ferește. Dar măicuța nu mai este, a rămas doar o poveste, măi, mă. Poate din cer mă privește și de rău ea mă vedește. Îngerul meu păzitor e măicuța așa de tot. Mama chiar și după moarte ea ne ajută cu ce poate. Thank you.
spunea voastră mamă, măi mă. Ascultați-a ei o față, iubiți-o cât este-n viață. Voi copii să luați-i seamă, ce vă spunea voastră mamă, măi mă. Ascultați-a ei o față, iubiți-o cât este-n viață. Când atunci când n-o mai fi, n-aveți la cine mai veni. Și atunci o să vă dați seama cât va iubi pe voi mama. Viața ca și pomului frunza, mă. Vântul bate, frunza pică și nimeni nu mai ridică. Așa și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Degeaba are de toate, dacă n-are sănătate. Așa și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Degeaba are de toate, dacă n-are sănătate. Dar cât poți fă o plăcută, trece ca pasărea-n zbor, s-o oprești, n-ai niciun spor, mă. Trece o zi, mai trec vreo două, viața-i ca un strop de rouă. De-aia încearcă cât trăiești, fă-ți viața cum ți-o dorești. Trece o zi, mai trec vreo două, viața-i ca un strop de rouă. De-aia încearcă cât trăiești, fă-ți viața cum ți-o dorești. Ce-ai trăit, mă? Orice-ai vrea și orice-ai face, roata vieții nu se-ntoarce. Și când ai îmbătrânit, te întrebi pentru ce-ai trăit, mă? Orice-ai vrea și orice-ai face, roata vieții nu se-ntoarce. Gigilică, cred că piesa asta era despre mine. Despre tine, moșule, dar tu ești tânăr, moșule. Moșule, că dacă vine un subiect din la tânăr și te depănușează pe tine, moșule, și te lasă fără pănușe pe tine, moșule, arăți într-un fel așa că... Acum nu vreau să deconspir pe moșul, dar moșul, să știți că are numai acaretul pe el, că el nu vrea să așa moșul. Deconspirai din casă? E suplu, e tras printr-un inel, e tinerel. Fetelor, e tinerel cu ochii pe el, vă rog frumos. Nu ai dat din casă tot, pentru da, că aproximativ de finalul ediției când te depănușezi, da, înțeles. Mă voi depănușa. Corect.
Perfect. Vreau să-ți aduci aici invitata ta specială și să o prezinți. Da, stimați telespectatori, stimați privitori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc, îmi face deosebită plăcere să prezint aici la Alfa Media Medgidia o tânără speranță a cântecului nostru popular. O frumoasă și o frumoasă este vorba de Mădălina Modruș, cea mai Mădălină Modruș, exact cum îi zic eu, Mândița. Bine ai venit, Mândița, la Alfa Media. Bine v-am găsit. Moșule, te rog frumos, vorbește, mea, vorbește Gigi, tu cu... Rămâi și tu aici, da, pentru a o intervieva împreună. Da. Uite, microfonul îți aparține. Ce faci? Cum te simți la Alfa Media? Și, nu în ultimul rând, o urare către cei de acasă. Multă sănătate, toate cele bune, la mulți ani și un an nou fericit. De moșul îți place? Da, de moșul întotdeauna mi-a plăcut. Da, stai să vezi când s-o depănușea moșul, cum a spus Gigi Luca. Eu te invit să ne cânți și să ne încânți cu vocea ta și apoi o în vedea. Mulțumesc, ce se va mai întâmpla. Succes, Mălițu! Mulțumesc! Thank you.
părâtă de doi feciori, părâtă, părâtă de doi feciori, părâtă de doi feciori, că le-am fost dragă și lor, că le-am fost dragă și lor, măi și rar, 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 rar. Nu vă temeți, nu vă temeți, feteză, nu vă temeți, nu vă temeți, feteză, nu vă temeți, feteză, că drăguțul nu vi-l eu, că drăguțul nu vi-l eu, măi șai, rar, 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 rar. Nu vi-l eu că nu-l aveți, n-ați avut de când sunteți, n-ați avut de când sunteți, măi șai, rar, 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 rar. Bravo, draga moșule! Unde să pleci? Uite, omul vrea să fugă, mă, de la noi. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Sperăm să mai vii la Alfabedia. Cu siguranță. Face plăcere. Iar data viitoare când vei veni, nu voi mai fi Moș Crăciun. Sper. Păi îmi plac și tinerii. Mulțumesc de compliment. Bine. În spatele camerei se discută, adică chiar mă bârfește lumea. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu, la revedere! Dragii moșului, o altă invitată a venit la Alfa Media. Ne va cânta de data aceasta bulgărește moșul, chiar că e bătrân, dar cu toate astea am să o invit în fața camerei pe doamna Teodora Carpuz. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Vă ofer microfonul. Mulțumesc! Vorbim puțin bulgărește? Despre... Vorbim bulgărește? Despre... Nu vorbim bulgărește pentru că... Știi cum vorbim bulgărski? Eu nu mă pricep, dar să zicem că piesele dumneavoastră le oferiți tuturor celor care se uită la Alfa Media în Sfânta Zi de Crăciun, nu numai celor de etnie... Nu, bulgară. Bulgar. Se înțelege. Eu zic să-i dăm drumul, dar, înainte de toate, să facem o urare pentru cei de acasă. Da. Mulțumesc pentru invitație. În această zi frumoasă de Sfântul Crăciun, vă doresc să aveți multă sănătate, să petreceți în familie și cu prietenii, să vă aducă bunul Dumnezeu, bucate pe masă și multă sănătate din nou. Iar anul nou care vine să vă găsească sănătoși și să aveți prosperitate și să ne așteptăm la o viață mult mai bună pentru toată lumea. Și dacă veniți puțin mai lângă mine, o să vă las să și cântați. Nu mi-e frică Moș Crăciun. De la 5 ani n-am mai stat lângă un Moș Crăciun. Teodora Carpuz. Mă bucur. Mulțumesc. Zaudrinsko vino
doi din agostu, crotcoi mino. Mama șnevino, izvori, izvori, în monte jalbu, ștepti pohvali. Mama șnevino, жалби, что ты похвалишь. Ах, за жалишь меня, ой, день, за мамини устни, прескочи с коня, порти те пусти. Согри с ковино и лютарки, мамини устни, что те опили. Draga moșului. Bine, Moș Crăciun, mulțumesc. Poți să spun în bulgărește? Dar să nu spui vreo prostie. Nu, moșule, nu mă cunoști. Mi-e teamă. Blăgădărea, dragi slușatele, dragi zritele. Poate pentru bulgarii de la Silistra, din Coace, eu știu, Călăraș, unde, când era unde o să mai vă mic, prindă. Când o era vă moșul prindă. Mai mic, se uita pe bulgari și pe TVR. Credeți, acum bulgarii s-ar putea să se uite la noi. Ai dreptate. Bulgarii se vor uita la Alfa Media în noaptea de Crăciun. Moșule, vă doresc un an bun, sănătate la toată echipa de TV Alfa Media din Medgidia, unde pentru prima dată m-ați invitat și vă mulțumesc din suflet. Poate mă mai invitați și la primăvară, nu se știe. Ori de câte ori mulțumesc. Va fi nevoie. Multă sănătate tuturor celor care se uită în zi de Crăciun, în zi sfântă de Crăciun. Vă iubesc și vă mulțumesc. Mulțumim frumos, Dora, toate bune și mulțumesc. Sănătate.
schimbăm registrul muzical, nu de alta, dar parcă mai merge și o horă, și o sârbă, și una alta, dar să mai țopăim așa din când în când. De-aia l-am invitat aici, pe vizii de la Megidia și trupa Olimp, trupa lui, de altfel, băieții s-au așezat pe poziții. Treceți la treabă, ai un spate frumos, dragul moșului, exact așa ai trecut prin cadru, dar nu-i nicio problemă că moșul te iartă. Le iartă moșul pe toate, că de-aia e moș Crăciun. Te iartă moșul. Și mai ales le iartă în sfânta zi de Crăciun. O să-ți aducă și ție moșul acasă de acolo. Și țin să le urez tuturor telespectatorilor, la mulți ani, multă sănătate, căldură în suflet și, bineînțeles, un an nou fericit și tot ce își doresc. Dragul moșului, hai să cântăm. Haide să cântăm. Și am o piesă, cum este în sfânta zi de Crăciun, vin toți cu metrii lângă nași, lângă fini. Mă, lângă... dragul moșului, dar mai e puțin și te urci pe cameraman. Dă-te mai așa puțin. Îmi cer de scuze, dar... sunt învățat ca la nuntă, ca la... Este să fiu direct acolo. Totuși suntem la TV Alfa Media. Stai okay. Lângă brad, okay. O să te privească moșul de acolo. Hai băieții. Doar odată în an este ziua mea, doar o seară în an mă mai petrec așa. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. Nojnou dă cu mătrii lângă mine am, nojnou dă cu mătrii la un Moldova. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Copii, ai multe bucurii și la toți cu bine le faci cu mătrii. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. Nojnou dă cu mătrii lângă mine am, nojnou dă cu mătrii la un moldovan. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Iar de ești la sat sau ești de la oraș, odată în viață trebuie să fii nănaș. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. Nojnou dă cu mătrii lângă mine am, nojnou dă cu mătrii la un moldovan. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Nojnou dă cu mătrii la un moldovan. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 dă cu mătrii Dumnezeu mi-o dat.
mândruța mea din sat. Și-aseară am înoptat, și-aseară am înoptat, măi. Cu mândruța mea din sat, și-aseară am înoptat, sub cireșul de la gard, măi. Cireșel cu frunză deasă, eu cu mândra mea frumoasă. Cireșel cu frunză lată, nimenea să nu-mi evadă. Numai luna ca o coață m-a văzut cu mândra brață, m-a văzut cu mândra brață. Numai luna ca o coață m-a văzut cu mândra brață, cum ne iubeam cu dulceață. Ne iubeam, ne sărutam, măi, și de dragoste vorbeam, mă. Spuneam vorbele în șoaptă, să n-audă lumea toată. S-a jurat luna pe nori că ne-am iubit până-n zori, că ne-am iubit până-n zori, măi. S-a jurat luna pe nori că ne-am iubit până-n zori, sub cireșul plin de flori, măi. Dar lasă jure și pe stele, eu țin calea mândrei mele. Să jure pe cer senin, măi, de seară la mândra vin, măi. Dar lasă jure și pe stele, eu țin calea mândrei mele. Să jure pe cer senin, măi, de seară la mândra vin, măi. Cireșel cu frunza de-a... Știi și moșul să cânte, să știi. Știu, moșule, știu. Ehe, dacă îți cântă moșul... Adică... Știi? Știu, știu prea bine. Știu ce poate moș. Poate multe moșul. Știu, știu. Și să nu mai zic că moș nu-i bătrân, sunt barbă, e tinerel moș. Nu s-a de pănușa porumbul. Bun, dragi prieteni, ei vor mai rămâne alături de noi, adică Vizi și trupa Olimp. Sigur că da, va mai cânta și colegul meu, Dani. De la Medgidia, așa că dă mie microfonul, stai cu minte în banca ta, pentru că vreau să o invit pe Mariana Fătu alături de mine, să mă fac și eu frumos așa, nu de alta, dar să mă aranjez puțin. Nu e nevoie, moșule, oricum ești frumos. Încep să năpârlesc. Dintotdeauna ai fost frumos, moșule. Oh, și sper să nu năpârlești anul ăsta, că am ajuns eu la televiziunea Alfa Media. Pentru prima dată la Pentru familie. Prima dată și cu mare drag m-am simțit foarte bine și mă simt în continuare foarte bine. Mă bucur că te simți foarte bine. Dacă ai deschide și microfonul, cred că te-ai simțit și mai bine. Deci mă simt foarte bine la dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, moșule, că am avut onoarea să stau lângă moș Crăciun. Cu plete? Cu plete dalbe. Nu prea are plete, doar barbă, dar nu știu, cred că a chelit moșul. Da. Și... ce să transmit celor de acasă, multă sănătate, putere de muncă și tot ce își doresc. Un Crăciun fericit alături de cei dragi. Și de ce nu? Un an mai bun. Un an mai bun, da. Da, se poate și mai bine. Să te ascultăm. Cu mare drag. Shut up.
Astă seară v-am încântat cu un pandelaș și bineînțeles o cadânească pe la noi la Cobadin. Fiind aproape de Cobadin. Obiceiuri da. Din Dobrogi. Da, bineînțeles, am fost dobrogean. Moșul în seara asta i-a dus din toate colțurile, numai să ne amintim pentru că noi suntem totuși în Dobrogea, nu? A știut el moșul. Am adus un colțișor din Dobrogea. Cadou pentru moș. Asta e un lucru, mulțumesc, dragul moșului, draga moșului, da, o să fie moșul darnic cu tine anul ăsta. Mulțumesc. Și o să-ți aducă și el ce poate. Sănătate. Aia e cea mai mulțumesc. Important. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Sănătate și numai bine. Aplauze! Dragi prieteni, a avut moșul grijă să vă mai aducă încă un dar armănesc. Zic bine, domnul Iancu Gana. Armănesc, Iancu Gana și ansamblu Avlia din Constanța. Ia zi tu pe limba ta. Haideți să vorbim armânește. Vezi ce zici? Deci am venit în primul rând cu căpița aceasta, Fluria. Așa. Primul rând, Fluria, ca să vă cântă Avlia. Nu-mi punge, nu? Deci, Tituța Armânie, din Toroseara, din Zua Estâmșeată, din Cârciun, multă sănătate, am băreață și un an umșat, îmbelșugat. Și tora... Am văzut acum că aveți Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, a Domnului Mântuitorul Domnului, să ne aducă numai mântuire, bunăstare, belșug. Un an cu bucurii, 2013,
să fim toți veseli și să petrecem împreună, să ne fie și altă dată bine cum ne este acum. Seara de Crăciun, arada ta simt de adun. Este seara de Crăciun, arada ta simt de adun. Seara de Crăciun, cu taifa simt de adun. Simt de adun cu Nicu Maria și Arihare. Seara de Crăciun, cu taifa
simtea dor. Simtea dor cu Nicu mare, azi sărbătoare. N-adună noi tuța noi să mai iași papușcoț salnaco. Seara de Crăciun cu taifa simtea dor. Simtea dor cu Nicu mare, așa are care. Seara de Crăciun cu taifa simtea dor. Simtea dor cu Nicu mare, azi sărbătoare. Cu Gana. Chiar o căutam, mulțumesc și eu, Haristos, o spune mai. Chiar o căutam. O căutam deoarece vreau să învăț numere machedonește, armâneaște. Ia, învață, dar învață și pe moș. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cum se pronunță Crăciun în limba armâneastă? Crăciun, Crăciun cu sănătate. Aha, am, și la bunic se spune, la moșu se spune pap Crăciun. Să pap Crăciunul? Moșul nu înțelege, dragi prieteni, cum să pap Crăciunul? Nu, într-adevăr, nu se spune să pap. Pap, la moș se spune pap. Moșul e bătrân și nu prea înțelege. Moșule, ți-ai gândul numai și numai la mâncare. Am văzut că te-ai înfructat din bucatele noastre alese. Mulțumim restaurantului La Strada pentru toate acestea. Vinul ne-a fost oferit de Sece Fruvime de Sa și, nu în ultimul rând, cozonacii și colacii și pâinea împletită ne-a fost oferită de Sece Paniro Turc SRL. Mulțumim sponsorilor noștri. Am mâncat de la sponsorii noștri, nici burta nu mai îmi stă. Cred că nu te mai încape cureaua. Or să râde copiii de mine când o să mă duc să le duc cadouri. Poate nu mai încape horn. Au mai rămas, ba da, moșul încape peste tot și în gaură de șarpe.
dacă tu zici moșule. Așa e, stimați telespectatori. Hai să continuăm petrecerea noastră și să o invităm alături de noi pe Maria Panov, care a venit... Bun regăsit! Tu n-ai mai cântat astăzi, dar o să ne mai cânti. Am zis să nu pleci, să stai aici cu noi. Evident. Până se termină Crăciunul. Îmi place la veselie, deci nu este nicio problemă. Unde îi joc și veselie, acolo îmi place și mie. Și nouă. Dacă e sărbătoare, deci să petrecem. Să petrecem cu Maria Panov, dragi prieteni, și să continuăm petrecerea. Cu două melodii moldovenești. Trecem deci, la treabă. De la Machidon trecem la moldoveni. Am înțeles. Da. Să trecem la treabă. Cu drag le-am învățat, măi, de la
gospodar din sat, măi. La muncă și la joc noi trăim tot la un loc, măi, măi. Cânte și cu drag le-am învățat, măi. De la gospodar din sat, măi. La muncă și la joc noi trăim tot la un loc, măi, măi. Dragniți nouă doinili, doinili și horili. Și de aici ieșesc, măi. Cântecii le-am cules, măi. Și cu dragoste le-am luat și la lume eu le-am dat, măi, măi. De pe dealuri și de aici ieșesc, măi. Cântecii le-am cules, măi. Și cu dragoste le-am luat și la lume eu le-am dat, măi, măi. Din lunca bârladului, dulci-i vorba omului, vorba moldovea. Cântecul și vorba dulce, pe toți la un loc ne strânge, pe toți la un loc ne strânge. Cântecul și vorba dulce, pe toți la un loc ne strânge. Punem caz cu supărare, măi. Cântecul ni alinare, hop, și așa, și așa. Așa e. Așa e, moșule. Moșul, stă dreptate, ține microfonul da. La... Da. Așa trebuie, cu, să scăpăm de neca și supărare, sigur că trebuie da. Să cântăm. Măcar în zile de sărbătoare, să uităm de supărare. Așa trebuie. Da. Cei de acasă știu ce vorbim noi aici și cu siguranță petrec în fața micilor ecrane. Așa că rămâneți alături de noi până la final, pentru că mai avem surprize. O altă surpriză în programul nostru este domnul Florin Constantin, pe care îl invit aici, îți mulțumim și te mai așteptăm pe la noi. Domnul Florin Constantin, moșu, te salută și îți urează un Crăciun fericit. Te salut și eu, moșule, mulțumesc. Ce faci, cu ce gânduri petrești tu astăzi în Sfânta Zi de Crăciun? Familia dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Să urez tuturor un Crăciun fericit. Sănătate și un an nou cu împliniri și bucurii. Am înțeles, urarea deja făcută, cântăm. Cântăm. Să-i dăm drumul la treabă. Foaie verde, măr și prun, salcâmule de la drum, măi. Salcâmule de la drum, te-aș tăia, dar nu mă-ndur, măi. Te-aș tăia de la jumate. Salcâmule, mi-ai pus frate, te-aș tăia de la jumate. Nu mă-ndur că mi-ai fost frate. Te-aș tăia de vârf în jos, măi. Te-aș tăia de vârf în jos, mi-ai fost de mare folos, măi. C-ai umbrit pe maica mea, măi. Când zăcea de o boală grea, măi.
munca mea, măi. Când zăcea de o boală grea, măi. Din grădină te-aș tăia din rădăcină. Te-aș tăia din rădăcină, dar mi-ai fost frate și mumă. C-ai fost casa cucului, măi, din marginea drumului, măi. N-am să te dai niciodată, că mi-ai fost frate și tată. C-ai fost casa cucului, măi, din marginea drumului, măi. N-am să te dai niciodată, frate și tată. Sătucul meu din valele, le, alele. La căsuța ca o floare, le, le, alele. Sărutat în zor de soare, le, le, alele. La căsuța ca o floare, le, le, alele. Sărutat în zor de soare, le, le, alele. Copilările, le, alele. Acolo întâi am iubile, le, alele. Acolo am copilările, le, alele. Acolo întâi am iubile, le, alele. Azi departe sunt de tine, le, le, alele. Dar te port în piept la mine, le, le, alele. Departe sunt de tine, lele, alele. Dar te port în piept la mine, lele, alele. Mândră dorul de la tine, lele, alele. Peste voi și dealuri vine, lele, alele. Mândră dorul de la tine, lele, alele. Peste voi și dealuri vine, lele, alele. Inimioara mi se frânge, lele, alele. Dor de tine când mă ajunge, lele, alele. Inimioara mi se frânge, lele, alele. Dor de tine când mă ajunge, lele, alele. Azi departe sunt de tine, lele, alele. Dar te port în piept la mine, lele, alele. Inimioara mi se frânge, lele, alele. Dor de tine când mă ajunge, lele, alele.
mulțumim, mulțumim dragul moșului. Mulțumesc și eu, moșule. Pentru prima dată la Alfa Media, sperăm că nu va fi și ultima. Asta sper și eu. De câte ori mă invitați, o să fiu prezent. Te vom mai invita cu siguranță, așa că îți urăm și noi, Alfa Media, ție și familiei tale, un Crăciun fericit și sărbători fericite. Mulțumesc, moșule. Și vezi că am doi copii acasă care te așteaptă. Nu o să fiu eu cel care să vin la voi. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar o să vină Moș Crăciun acel adevărat. Am înțeles. Bine. Vă așteptăm cu drag. La mulți ani. Te mai așteptăm la noi, sănătate și numai bine. Microfonul e al meu. Am înțeles. Drumul e al meu. Nu, nu. O să mai rămâi alături de noi până la sfârșit. Moșul e bătrân și și-a notat pe palmă. Asta este. Veronica Petrei urmează să ne cânte în minutele care urmează. Bine ați venit la Alfa Media. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație, moșule. Sunt foarte încântată pentru prima dată aici. Doresc din suflet ca în ziua de Crăciun să fac o urare. În primul rând la fetița mea care este plecată departe în străinătate, în Italia. Doresc să mă vadă pe mama ei scumpă și dragă. Am un nepoțel cu familia, cu tot plecat, tot în Italia, mămicuța mea, care este în Motru, sora mea și celelalte surori, prieteni, copilașii mei de acasă, dragi și scumpi, care se uită și mă văd, și toți care mă cunosc, îi iubesc cu drag și să mă privească cu multă dragoste. E, cu această ocazie le spunem celor care sunt departe. Absolut. De Alfa Media, departe de România și departe de cei dragi, că ne pot urmări dacă accesează www.tvalfamedia.ro/live. Așa că cei dragi dumneavoastră din afara țării ne pot urmări și online. Cu siguranță. Vă invităm la cântat. Ce vremea n-ai ce faci, viața înapoi nu o să-mi întorci. Și-mi vine mereu să plâng, tânăr, Doamne, nu mai sunt mai. Câți departe de-a mea țară, o străinătate amară o foc. De mi-e greu, ori de mi-e bine, nimeni nu-i pasă de Nu mai să te știu pe tine.
din fântână la izvor, am ascuns alba de dor. L-am ascuns într-o fântână, înapoi să nu mai vină. L-am ascuns într-o fântână, înapoi să nu mai vină. Și veni la mine iară, dar dorul ieși afară și veni la mine iară. Și mi s-a pus la inimă și de atunci n-am odihnă. Și mi s-a pus la inimă și de atunci n-am odihnă. Noaptea nu mai pot să dor. N-am odihnă și n-am somn. Noaptea nu mai pot să dor. Mă scol noaptea la jumate, căci de dragoste n-am parte. Mă scol noaptea la jumate, căci de dragoste n-am parte. Frumos, rămâi alături de noi pentru că ne vom mai întâlni cu tine în această ediție, așa că mulțumesc mult. Îți urăm petrecere frumoasă și ție și celor de acasă. Rămâneți în fața micilor ecrane pentru că avem alți și alți invitați.